oamenii ăștia care au scris aici, după ce au venit în familie lor, au găsit de cuvință, nu era obligat să mă înscrie mie. Modul în care am tratat, au găsit de cuvință să-mi scrie. Cine din comandanțe primește încă scrisoare? Nimeni. Că nu știe cum să poarte. Unul din ieți, din deținuți, zice, dacă eu prima închisoare, de-așa a fost recidiviști, toți ăștia au fost recidiviști. Dacă în prima închisoare o făceam cu un astfel de comandant, nu mai ajungeam din nou în închisoare. Torționarul de la Râmnicu Sărat spune că în închisoarea în care a fost comandant în timpul regimului comunist nu exista nici măcar faimoasa cameră neagră în care erau torturați deținuții. Neagra. Să fie o altă cameră pentru pedeapsă. Da, un fel de carceră în zilele noastre. Asta s-a pomenit, era asta de Jilava. Dar Râmnicu Sărat n-avea cum. Vișinescu spune că dacă totuși cineva a fost supus la chinuri în penitenciarul de la Râmnicu Sărat, nu el este vinovat. Aia nu erau eu de mine, comandant, de mine. Aia erau dirijat. Deci veneau de peste dumneavoastră, erau ordinuri. Nu eu n-aveam, nu eu solicitam. Toți ce venea de la Râmnicu Sărat, nici dosarele deținuților nu veneau la mine. Veneau la deiția generală. Acuzat oficial de omor deosebit de grav, Vișinescu se revoltă atunci când aude povești spuse de oameni politici care susțin că au fost chinuiți de comuniști în penitenciarul de la Râmnicu Sărat. Nu se vorbește realitatea, măi. Și umflă. De ce trebuie să se umfle? Camera neagră însemna că un regim special. Dar nu e adevărat. Așa cum jigodia asta, că merită să-i spun, a fost Deaconescu la Râmnicu Sărat, n-am fost. Minte ca un porc. Printre victimele care îi se impută lui Vișinescu este și fostul lider țărănist Ion Mihalache, care a decedat la Râmnicu Sărat în urma torturilor aplicate de fostul comandant. El a fost șeful penitenciarului Râmnicu Sărat din 1956 și până la desființarea închisorii în 1963. Sănătate! Sănătate numai! Și dumneavoastră!